găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpe, aici în studioul Capital TV. Sunt Adrian Simon. Astăzi avem o emisiune interesantă pentru că invitați în platou sunt doi artiști. Nu știu dacă ziua veselă, noaptea triști. Știu că ei sunt Mihai Panaitescu, managerul Teatrului de Artă Deva. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, mă bucur că am revenit. Așa, și în același timp, doamna Clara Pădurean, sau domnișoara Clara Pădurean, artist plastic. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Deci cum e, ziua veselă, noaptea trist, artistul? Da, câteodată da, câteodată nu. Acum e o vreme de tristețe pentru artiști, pentru că nu mai au posibilități de manifestare. Iar se pare că Teatrul din Deva e printre ultimele bastioane care mai permit accesul publicului și al artiștilor în general. În cazul nostru, domnișoara Clara este artist plastic, este vorba de un vernisaj pe care chiar peste câteva zeci de minute va avea loc în foaierul Teatrului de Artă Deva. Dar să sperăm că lucrurile se vor întoarce la o normalitate pe care o dorim cu toții. Bun, acum ați venit cu domnișoara Clara, invitat. Domnișoara, să înțeleg că nu sunteți căsătorită? Facem reclamă acum, glumesc cu dumneavoastră și o să vă rog să mă scuzați dacă gluma apare deplasată. Cine sunteți dumneavoastră, de fapt, domnișoara Clara Pădurea? De unde ați apărut? De ce artă? De ce pictură? Ce pictați? Și cât de mult vă ajută să supraviețuiți faptul că pictați? Mai e nevoie de pictură în România? Iată câte întrebări. Luați-le pe rând. 7. Da. Multe întrebări și un singur răspuns. Fără artă nu se poate. Fără pictură nu pot să trăiesc. Cred că m-am născut așa, în așa fel încât să dau mai departe frumosul, creativitatea, mă rog, cât este de frumos, fie las la latitudinea fiecăruia să aprecieze, dar pictura, cel puțin pentru mine, este un punct de sprijin, un remediu unde mă întorc ori de câte ori este nevoie. Am un loc sigur, o lume frumoasă, în care pot să vin și să plec când vreau eu. Acum mărturisesc că la pictură eu nu mă pricep foarte tare, nici nu știu dacă există cineva care poate spune că se pricepe între ale picturii, folosiți o tehnică anume. Domnul Panaitescu, poate mă știați dumneavoastră aici. Da, e o pictură foarte interesantă. Eu sunt foarte încântat și îmi plac foarte mult lucrările Clarei. Mi-aduc aminte de Gerhard Richter, pe care l-am vizionat, să spun așa, la Paris, la Georges Pompidou. Am fost special la Paris să văd un etaj întreg fiindu-i alocat acestui pictor extraordinar. Acea sensibilitate a detaliilor și a acele nuanțe și lumea în care evadează Clara mi-a adus aminte de mare pictor și pot spune cu mâna pe suflet că lucrările sunt valoroase și o să aibă un viitor strălucit în lumea artelor vizuale, în cazul ăsta. O să aibă un viitor strălucit, să înțeleg că ați început de curând sau aveți vechime între ale picturii, ca să spunem așa? Am vechime, să spun, dar încerc un drum nou, mai greu. Sper să și reușesc. Ce înseamnă acest drum? Am trecut la o altă etapă. Ca orice artist, începuturile au fost grele. Am abordat mai multe tehnici, mai multe curente. Până la urmă a trebuit să mă identific eu ca persoană și să-mi găsesc propriul drum. Și abia acum pot să spun că sunt doar pe drumul meu și știu ce vreau. Iar rezultatul este această expoziție cu care am început un drum
am inaugurat-o la Alba Iulia, la Muzeul Unirii. De acolo am venit aici și, dacă condițiile ne permit, o să mă duc mai departe la Galeria Corvin de la Hunedoara. E prima dumneavoastră expoziție? Nu este prima, doar cu aceste lucrări care 90% au fost pictate în pandemie. Deci eu pot spune că și pandemia... Cu temor sau... Nu. Oare fotografiile pe care le-ați trimis în regia de emisie sunt cu această expoziție? Din această zonă parte, și parte din ele, dar asta e zona. Care... Dacă regia ne poate arăta câteva în cazul în care le-a prelucrat, poate și comentăm pe marginea lor. Sigur că da. Da, este făcută în aprilie. Deja eram în pandemie și mă gândeam la o primăvară în care vrem să evadăm din noi înșine, vrem să evadăm din problemele pe care le-am avut cu pandemia. Aceasta este o lucrare mai veche, este mai... Dar foarte frumoasă. Melancolică. Depinde și de starea pe care o am atunci când pictez. Foarte mult contează. Este o lucrare tot așa mai veche. Este o lucrare dragă mie. Am denumit-o declarație de dragoste. Este o lucrare mare, 2 metri pe 1 metru. Probabil că în timp ce noi vorbim acum se aude un buzuit. Sunt unii care n-au nicio treabă cu arta, ei sunt cu geamurile de termopane. Da, este inevitabil când e ceva important să pornească o bormașină. O bormașină. Pentru că avem. A, sigur. Și dacă avem, de ce să nu o folosim? Da. Așa? Referitor la lucrări, arta, pictura, în general, a făcut un pas uriaș în momentul când a mai devenit figurativă. Când lucrurile s-au întors către abstract, a fost un pas uriaș. Că până atunci, pictorii, valoarea lor era considerată cu cât sunt mai aproape de detaliile portretului. Dau un exemplu, în cazul portretului sau peisajului, se apropie de realitate. Nu, arta figurativă vine cu totul și spune cu totul altceva, e ca o fereastră către lumii pe care asta ni le imaginăm. Asta mi se pare chiar interesantă. Da, este o marină mai zbuciumată, așa. Ca și dumneavoastră, de altfel. Depinde de situație. Da. Își lasă mintea să lucreze și fiecare poate să facă acel pas către imaginar, către fantastic și poți să înțelegi fiecare ce vrea. În general, picturile nu trebuie să fie explicate. E o greșeală foarte mare să explici sau să spui cuiva ce reprezintă. Ce reprezintă, nu. Da. În momentul în care mai mult de 5 secunde o imagine, că este fotografie, că este pictură, acrilic, ulei, ce poate fi, și stai mai mult de 5 minute, înseamnă că ți-a atras atenția. Iar creierul nostru începe să proceseze. Indiferent, 5 secunde înseamnă foarte mult. Dacă se depășește acest prag și ne-a focalizat atenția, înseamnă că lucrarea este valoroasă și spune ceva. Acum depinde și de nivelul de pregătire și educație a privitorului. Am înțeles. Mulțumesc regiei pentru imaginea pe care l-am văzut. Toate aceste picturi pe care le-am văzut pe ecran se regăsesc în această expoziție. Mai multe. Mult mai multe decât am văzut noi. Întrebarea e dacă, de exemplu, vine cineva și vrea să cumpere. E expoziție cu vânzare sau... E cu vânzare. Da, păi dar, asta este ideea, nu? Mă gândesc că din asta trăiți acum, sau și din asta. Nu trăiesc din artă, pentru că e cam greu. În România e foarte greu, nu numai în cazul acesta. Da. Mai ales în condițiile actuale, lumea nu investește în artă, asta pentru că sunt nevoile... Se mai cumpără picturi? Mai greu, sunt nevoile primare. Vreau, da, România nu este o piață foarte bună pentru așa ceva. Pentru că nu există o bursă în sensul ăsta sau un sistem în care să se vândă. Nu există un sistem de achiziție a instituțiilor publice. Din punctul meu de vedere, ar trebui legiferat fiecare instituție publică să aibă contracte cu uniunile artiștilor plastici și să achiziționeze pictură, sculptură pentru birouri, pentru holuri. Altfel ar putea trăi și acești artiști, altfel ar fi lucrări de calitate făcute de oameni talentați pe aceste holuri, de obicei
aceste holuri le găsim goale sau cu diferite chiciuri cumpărate de pe la supermarketuri. Da. Ceea ce este destul de rău pentru noi. Pentru Vernisajul, să înțeleg că este lansat astăzi. Este astăzi la ora 2, în prezența președinților de la Hunedoara și Deva, Uniunea Artiștilor Plastici, și invitațiilor respectiv din lumea altelor. Și a tuturor care doresc să vadă ceva frumos, ceva inspirat și... Arta în pandemie. Arta în pandemie. Credeți că vor veni oameni să vadă... Numărul lor va fi redus, sunt convins de acest lucru, pentru că am mai încercat treaba asta datorită fricii de a păși într-un spațiu. Deși sunt locuri cum e supermarketul unde se înghesuie oamenii la expoziții de artă. Acolo e cu papa. E cu papa. La expoziții de artă nu se înghesuie nici înainte. Nu era... Dar e bine să fie, pentru că mai sunt și oameni iubitori de frumos. Sunt oameni care gustă acest gen de manifestări și eu sunt convins că vor veni. Vor veni pentru că lucrările sunt valoroase, sunt apreciate de specialiști în domeniu. Și noi ne facem datoria. Și trebuie să le spunem tuturor că arta vindecă. În această lume nebună în care trăim acum, o fereastră de asta pe care ne oferim de a privi ceva frumos poate face bine mentalului. Înainte de a ne îndrepta spre teatru, mai am o întrebare pentru domnișoara Clara. Cum ați ajuns la domnul Panaitescu în speță la teatrul Deva? Îmi pare foarte bine că am ajuns. Teatrul de artă, de la scuze. Da. Și trebuie să-i mulțumesc pe această cale doamnei Carmen Ștefănescu, care este secretar general la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. Este o asociație extraordinară, care are colaborări în țară și în străinătate și are ca și membri unitățile administrativ-teritoriale din România, mă refer la Consilii Județene și Primării, număr de, dacă știu eu corect, 50 care au aderat. Și cu această asociație, în cadrul cărei activez și eu, organizează multe simpozioane, întâlniri, tabere de creație, expoziții, mai ales în localitățile unde unitățile administrativ-teritoriale au aderat. Și este foarte important pentru că promovează cultura, promovează patrimoniul local. Unde mergem noi în tabere, lucrările, o parte din lucrări se donează instituțiilor, primăriilor, iar o altă parte va avea un traseu itinerant prin țară. Asta cu se donează instituțiilor, primăriilor, nu înțeleg. Adică dumneavoastră v-ați... Noi lucrăm și lăsăm lucrările. Dar nu e bun. Vedeți, nu, este o practică. Sufletul de artist. Da, este o practică. Urmă, pentru că și artistul investește niște bani în pânză, în culori, în toate lucrurile astea și pe urmă le faci donație unei primării. De unde primarul, nu știu, mai asfaltează un drum și îți trage și el 10%. Alte poveste, dar da. E mai bine să fii așa, mai bine să fii prezent în holul unei primării importante și să vadă mii de oameni în tablou, poate 1000 să opresc 10 și citesc titlul sau autorul, decât să nu fii. În afară de chestia asta, aceste primării sunt obligate să susțină financiar aceste tabere de creație. Și până la urmă este un win-win. O relație. Da, exact, o relație de genul ăsta în care câștigă toată lumea. Chiriile sunt mari pentru spațiile expoziționale și așa se obișnuiește. De obicei, artiștii lasă câte o lucrare pe care e pusă în valoare în continuare de instituția respectivă. La fel am făcut și eu când am expus în alte părți și lași o ușă deschisă acolo unde expui sau în tabăra, că cine a asigurat tabăra de creație. Un loc de bună ziua, da. Da. Doamna Panaitescu, vreau să mergem și spre teatru puțin și vreau să vă întreb, mai trăiește teatru de artă din Deva? Suntem în pandemie, mai aveți spectacole, mai pregătiți spectacole, mai vine cineva la spectacole și nu în ultimul rând, până mai e nevoie de spectacole? La toate întrebările să vă răspund cu da. Primul rând, noi nu ne-am oprit niciodată, chiar dacă a fost pandemie. A fost o perioadă când a fost starea de urgență în care și eu am avut o
o zonă de creație ca și Clara. Am construit o grădină care se numește Grădina Corona. De la Grădina zero. Corona? Da, Grădina Corona. Ce e asta? O grădină cu pietre, cu ziduri, cu flori, cu arbuști. La mine acasă, în curte. Așa. În acea perioadă mai grea, în care aveam restricții de circulație. Mi-am terminat doctoratul, că a trebuit să stau acasă și până la urmă am reușit să termin ultimul capitol la care scriam. Pentru mine n-a fost o perioadă rea. Iar referitor la teatru, noi ne-am făcut toate proiectele pe care le aveam în pregătire, online, când a fost cazul, cu distanțare când s-a putut, dar toate proiectele le-am finalizat. Iar la 1 septembrie, când s-au redeschis sălile pentru public, am început în forță. Suntem la a patra premieră, urmează a cincea, probabil în câteva săptămâni, acum fiind o zonă în care copiii, mă refer la tinerii actori, sunt puțin bolnavi, să sperăm că nu este doar o gripă comună și nu este ceva mai complicat. Suntem nevoiți să respectăm aceste perioade de în care să de izolare și să clarificăm, să fie totul foarte limpede și clar. Mâine se dezinfectează toate spațiile, birouri, sală, ca să fim foarte, foarte clar că protejăm publicul de orice fel de contaminare, să-i spunem. Mergem în continuare. Am avut public, nu ca altă dată, dar au fost oameni care s-au bucurat că au venit în sala de teatru, pentru că e un spectacol viu, e un schimb de energie între actori și cei de pe scenă în general și public, care nu poate face decât bine oamenilor. Da, funcționăm în continuare, nu ne vom lăsa, indiferent de condiții, de câți vor fi în sală, jumătate, o treime, o zecime, nu știu. Noi... Ce premiere ați avut până acum? Până acum am avut o comedie care se numește chiar Comedia Corupției, de Alessandro Cassola, un italian, un napoletan care a scris ceva extraordinar. Când l-au întrebat lumea, a trăit în România? E de aici? Nu, da, Napoli. Se potrivește mânușă, unul la unul. O comedie spumoasă, bulevardieră, care a avut loc chiar în campania electorală. Păi da, l-am prins-o că eram în da. Așa. Apoi a urmat un mega spectacol, se numește o operă, Gianni Schicchi, celebra opera lui Puccini, care am pregătit-o în colaborare cu opera de stat din Ruse, a avut premieră la Ruse și la Deva, cu orchestra întreagă în fața scenei, a trebuit să scoatem niște scaune. Invitat de onoare a fost domnul Jan Hollander, fostul director al operei din Viena, 19 ani director, cel mai longeviv director al operei din Viena. A urmat neoplasticism, săptămâna trecută, a fost în 24. Da, o punere în scenă interesantă. Interesantă, modernă, o adaptare după Mario Vargas Llosa, celebrul dramaturg și romancier sud-american, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, și urmează De ale Carnavalului, de Ion Luca Caragiale, cu adaptare modernă în regia mea, în câteva săptămâni. Ce înseamnă o adaptare modernă? Sunt mai multe personaje, alte situații, rescris textul, dar... Mai mult în sensul de a-ți introdus personaje noi, da. Noi? Personaje noi, da. Cum ar fi, de exemplu, ne puteți da ceva din casă? Dublate personajele, Duduța, Didina, Mița, Marița, pentru a fi spectacol mult mai dinamic și mai interesant. Am înțeles. Mergeți și prin public cumva? Se interactiv, se joacă și în sală și pe scenă. Există un culoar de la scenă către intrarea publicului, la aproximativ 1,50 m, se joacă și acolo sus. Deci e un spectacol interactiv. Păi și ce în care faceți, de spectatorii exemplu? Sunt parte a scenei până la urmă. Parte a scenei fizic vorbind. Fizic. Da, de exemplu, actorii sunt pregătiți în cazul în care, nu știu, vreun spectator îi vine să zică vreo replică. Sunt ceva care zic, da. Actorii tot timpul trebuie să aibă replica la ei, să răspundă. S-au întâmplat lucruri de genul acesta la noastră? De foarte multe ori. Ele sunt haioase, de regulă. Extraordinar. Am făcut un Erich Emanuel Schmidt odată, în care, mă rog, era o intrigă acolo.
soția moare, rămâne soțul ei, care descoperă un teanc de scrisori de la un fost iubit. Și așa, atât de frumos scria și atât de mult o iubea, cât a fost impresionat și răspundea el în locul ei. El în locul defunctei soții. Da. Și în continuare a funcționat corespondența și când s-a descoperit că de fapt nu era ea, era moartă de mult, era el, un om din primul rând a spus: ioi, iștere! Deci s-a terminat tot momentul dramatic și toată lumea a izbunit în râs. A început să râdă. Și da, interesant. În general, actorul trebuie să aibă replica la el și să comunice, dar în anumite limite. Domnul Panaitescu, mai da. Vine lumea la teatru? Vine lumea la teatru, da. Întâmplător vine. Da. Asta e de bine. E de bine. Dar putem face o catalogare, nu o catalogare, o clasificare a celor care vin la teatru, vin tinerii, vin persoanele mai în vârstă, vin cei cu o anumită pregătire. Asta ar fi interesant de știut. Și mai e o întrebare. Mai înțelege lumea teatrul? Lumea va înțelege tot timpul teatrul, dar aici trebuie să facem să specificăm un lucru. Teatrul nu este o artă pentru toată lumea. Cei care sunt iubitori de manele sau de stand-up comedy se duc numai la așa ceva. Teatrul este și un instrument de educație, și în afară de instrument de creație, instrument de educație. Un om vine la teatru pentru că ar trebui să se respecte. Noi avem o deviză: mă respect, deci mă duc la teatru. Sau mă duc la teatru pentru că mă respect. Teatrul există de 2 milenii și mai bine, aproape 2 milenii și jumătate. Acum, mă scuzați că mă întreb, nu sună un pic pretențios asta că mă duc la teatru pentru că mă respect? Dacă da. E să luăm istoria și faptele, teatrul se juca și în piețele publice. Acum, în Franța, de exemplu, sau în Italia. Da, dar nu atenție, se juca în piețele publice, dar nu veneau țăranii. Da, se opreau. Veneau citadinii, cei din burg. Nu se opreau, pentru că erau spații închise, nu se juca așa la liber. Se plătea un bilet și se intra. Deci, în momentul când ai plătit un bilet, ai intrat într-o convenție. Am plătit un serviciu pe care îl urmăresc. Nu la liber. Aici e o confuzie pe care foarte mulți o fac dintre cei care se ocupă de cultură. Nu facem cultură pentru toată lumea. Ea trebuie targetată. La teatru, actorii, cum spunea și Shakespeare în Hamlet, sunt oglinda vremurilor. Noi suntem un barometru social. În funcție ce se întâmplă pe acea scenă, și aici e vorba de creație, e un barometru al situației actuale. În momentul în care nu mai funcționează acest lucru, oamenii se duc spre primitivism. Imaginați-vă ce ar fi dacă n-am mai avea filme, în care sunt tot actori. Iar marea majoritate sunt actori de teatru, care au făcut film ulterior. Sunt mult mai multe universități de teatru decât de film. Dintr-o dată, sau fără muzică, nu vorbim numai de actori, de artiști în general, ce s-ar întâmpla cu noi? Partea cu teatru este că este un spectacol live irepetabil. Ce e filmat, poți să-l pui de 100 de ori, de 1000 de ori, același lucru. La teatru de fiecare dată e altfel. Iar relația, acel câmp, acea sferă de umanitate în care intră actantul și cel care privește, este extraordinară. Pleci liniștit, lași răul acolo sau și ești schimbat. Până la urmă, teatru trebuie să ne schimbe, ne schimbe spre bine. Să ne arate ce e bine, ce e rău, ce e moral, ce e imoral, dar să ne dea o stare de curățire sufletească și în care să noi fim mai buni. Deci este o transfuzie de umanitate de la scenă către spectatori. Din ce mi amintesc eu, acum 25 de ani, cred, Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografie, transformată ulterior în institut, nici nu mai știu cum se numește acum, era foarte căutată, erau foarte mulți pe loc. Da, vă spun eu, când am trebuit să dau eu admitere... Când am dat eu admitere, am fost vreo 19 pe loc și am căzut la ultima probă, dar mă rog. Vremea mea erau mai mulți, erau sute pe loc. Mai merge cineva acum, știți? Cum să nu? Problema este... Înghesuială? Nu mai este atât de mare înghesuială, pentru că sunt foarte multe universități de profil. Față de două cât erau pe vremea mea, zic. Era la Târgu Mureș și la București. Și București, atât. Și Târgu Mureș ulterior, când a fost decât secția maghiară și apoi urma secția română.
Și erau două locuri la Târgu Mureș și 6 la București în toată țara. 8 locuri pe care au sute până aproape la 1000 de candidați. Se făcea școală pe vremea aia. Da. Se făcea școală foarte, foarte serioasă. Din păcate, acum lucrurile nu stau așa, îmi pare eu că trebuie să spun. Sunt foarte mulți tineri care nu sunt foarte bine pregătiți, iar mie, ca regizor, mi-e foarte greu să o iau de la zero cu ei. Să... Asta vreau să vă întreb. Cum mai complicat. Sunt actorii din ziua de azi? Sunt tineri, vor, sunt... Mă face să vorbesc ceea ce nu trebuie. Păi, suntem la fotoliu cu ghim. A, că suntem la fotoliu cu ghim. Au carențe în cultura generală. Interesul lor este mult mai scăzut decât al celor cu generații în urmă, dar vor să facă. Sunt foarte inteligenți, prin foarte repede, dar sunt generația videoclipului, al telefonului. Toți actorii cu care lucrați și dumneavoastră sunt absolvenți de institut? Da, toți. Sau sunt și amatori? Nu, eu nu lucrez cu amatori. Numai cu profesioniști. Dar există o trupă, exista cel puțin la Casa de Cultură, condusă de maestru Mihai Lungeanu, de amatori, care făceau lucruri interesante. Dar știți, sau ați întâlnit vreodată în cariera noastră un amator care să aibă cel puțin la fel de mult talent, dacă nu chiar mai mult decât un absolvent? Oh, da, cum să nu. Am întâlnit foarte mulți amatori care foarte talentați. Unii care am încercat să-i conving să vină teatru și nu vor. Nu vor, pentru că nu li se pare o chestie care... Dar dacă ar veni în teatru, ce ar avea de câștigat financiar vorbind? Foarte mult nu. Foarte mult nu. Nu e o meserie foarte bine plătită din care să te întreții. Trebuie să lucrezi mult, trebuie să ai multe spectacole, multe repetiții. Din păcate nu e o găseliță, să-i spun așa, pentru actor. Dar pot supraviețui. Iar cu timpul, dacă își fac un nume și ajung să joace în filme care sunt plătiți mult mai bine sau să ia teatre mari care le pot oferi salarii puțin mai mari, deci nu cu mult mai mare. În condițiile în care au un salariu lunar și da, sunt plătiți exact, pe da. Drepturi de autor sau pe altele. Domnișoara Clara, mergeți la teatru? Da. Mulțumesc. Mergeam. De mic copil, părinții mei mă obligau la vremea aceea să mă duc. Păi eram copil și vreau la joacă să mă duc la teatru, să mă duc la concert, aveam abonament. Și așa m-am obișnuit de mică. E foarte bine acele abonamente pe care și noi am început să le promovăm pentru copii. Aici este o fractură. Copiii vin la teatru. Vin să vadă spectacole, bazme adaptate, sunt foarte drăguți, aplaud, cred în personaje. Bun, acum nu puteți să jucați numai bazme și numai piese pentru copii. Absolut. Problema este că la un moment dat este o fractură. Prin ciclu 5-8, în care nu mai vin și nu mai cred în teatru, pentru că repertoriile teatrelor neglijează acest segment. 12. Da, acest segment, 5-12, este neglijat. Și atunci ei rămân cu teatru decât ce au văzut când erau copii. Despre asta este vorba. Adică piesele pentru copii. Da. Nu mai fac pasul. Noi avem un program în sensul ăsta, Teatru pentru Tineri, în care găsim subiecte de actualitate, piese de actualitate scrise de tineri sau de dramaturgi consacrați tocmai pentru acești tineri. Și avem chiar 3 sau 4 care se potrivesc și care le-am făcut în mod intenționat pentru a aduce acești tineri în sala de spectacole. Și am reușit. Foarte mulți, mai ales de liceu, care n-au fost și nici nu voiau să meargă la teatru, nu s-au gândit că poate fi așa de interesant și să fie chiar problemele lor. Și e un drum pe care mergem înainte pentru că ei vorbesc. La tine nu trebuie să faci niciun fel de reclamă, nu trebuie afiș, nu trebuie promovare, ei spun de la unul la altul. Și dacă spectacolul funcționează, măcar ei 2, 3 dintre ei sunt da, ei vin și influencer, cum se spune, uh-huh. Da? Și tinerii vin la teatru. Bun, v-ați gândit vreodată, acum am venit ideea, nu știu dacă e o idee bună sau proastă, v-ați gândit vreodată să faceți și experimente sociale, că sunteți actori? Dar cum să nu? Avem. Avem piese care chiar țin de așa ceva. Există un gen de teatru în care se face un studiu social, dramaturgul vine în zona noastră, cum ar fi în cazul nostru Deva, vede ce probleme, ce istorii sunt și scrie o piesă legată de problematica comunității respective.
Și noi avem un proiect așa ceva, am și demarat un proiect în sensul ăsta, din păcate trebuie să-l oprim datorită pandemiei, dar vom reveni când lucrurile ne vor lăsa să lucrăm la 100%. Acum cine suntem... știe când va fi asta, sper să fie cât mai curând. Da. Revenind la domnișoara Clara, cât timp va rămâne expoziția? Va rămâne, cred că, până pe 5 noiembrie, când se va muta la Galerie de Artă Corvinu din Hunedoara, nu? Da. Din câte asta am înțeles înseamnă eu. Că până în 5 noiembrie nu mai e nicio premieră, nu mai e nicio piesă de teatru. Nu, până în 5 noiembrie nu. Este galeria deschisă publicului. Dar ar fi ajutat-o, poate, o premieră, ar fi fost mai mult. Ar fi ajutat-o, dar până, se poate. Până se clarifică situația medicală, nu... Uh-huh. Da. Bun, cum stați cu bugetul? Bine, stăm cu bugetul. Reușiți să vă descurcați? Artă în pandemie, n-am mai pus acolo artă și bani în pandemie, că uneori arta depinde, din păcate, de pecuniar. De... Așa este. Eu pot să vă spun și aici sunt foarte sincer, Consiliul Județean în ultimii 4 ani de zile ne-au susținut foarte mult, am reușit să facem proiecte mari, am reușit să facem investiții foarte mari, nu sunt genul să laud pe cineva fără să aibă un fundament real, dar în acest caz am avut sprijinul nemijlocit al Consiliului Județean, mai ales că noi suntem coordonatorii celor două festivaluri internaționale, Hunedoara Lirică, festival de operă și muzică clasică, și Deva Performing Arts, un festival de artele spectacolului, care s-au desfășurat de 4 ani de zile în fiecare an, cu excepția anului acesta în care Hunedoara Lirică a fost amânat, cum ar veni. Păi poate e mai bine că a fost amânat, că eu știu că ăsta v-a rămas... știu lucrul ăsta. V-a rămas moștenire și unor mai mult vă încurca decât vă aștea. Nu e adevărat, nu. Nu m-am încurcat deloc, pentru că am cunoscut oameni extraordinari, avem parteneriate cu instituții de cultură internaționale, producțiile noastre, în afară de Hunedoara Lirică, noi avem un program, se numește Laborator Liric, în care în fiecare an Teatrul de Artă din Deva produce un spectacol, o producție de operă. Anul acesta am făcut Puccini, anul trecut am făcut Mozart, dacă 3 ani am făcut tot Mozart în Talo Figaro. Deci pentru noi este de bun augur, pentru că avem două embleme ale județului, castelul din Hunedoara și cetatea Deve, pe care le folosim. Spectacolul se realizează la poalele cetății și în fața castelului din Hunedoara, iar pentru promovarea culturală a județului nostru înseamnă enorm, pentru că ele se văd de milioane de oameni, pleacă pe internet aceste producții și acest festival. Oare există în cadrul Teatrului de Artă Deva și un proiect de teatru de stradă? Da, există. Avem chiar producții făcute special pentru stradale. Ele s-au desfășurat în parcul cetății și în curtea interioară a teatrului, în curtea de lângă noi, unde am reușit să amenajăm un spațiu teatral folosindu-ne de clădirile vechi de acolo, și urmează un spectacol de impro show stradal în momentul în care putem să ne desfășurăm activitatea în mod normal. Totul este planificat. Mai sunt 3 producții ale noastre care le-am modificat ca să poată fi jucate în aer liber. Cât de mult contează, de exemplu, tipul de scenă folosit în teatru pentru producțiile noastre? Ceea ce am remarcat, nu are nicio treabă cu scena, dar are o treabă cu scenografia, cu luminile și cu astea, ceea ce am remarcat în timpul ultimei premiere pe care ați avut-o, a fost lumina, care era foarte bine pusă la punct, și sunetul, dar forma scenei la Deva, cum e? O schimbați periodic? Adaptați în funcție de piesele pe care da, le aveți? Da, absolut. Scena este de tip italian, cu deschiderea oglindă a scenei de 8 metri, care ne limitează la un mirge de spectacole, la un număr de actori și la o dimensiune a scenografiei. Nu putem face orice ca la... Ca la Național, de exemplu, sau... Ca la Național. Naționalul este, într-adevăr, este mult mai mare, dar am văzut și la Chișinău, de exemplu, teatru de operă și balet este uriaș. Deci este uriaș. Este de 15 ori mai mare decât teatrul nostru. În cap 1000 de oameni pe scenă, gândiți-vă. Da.
da, o construcție sovietică, de te pierzi în ce acolo. Dar noi ne adaptăm la condițiile care, pe care le avem și la numărul de cetățeni, orașul. Lumina și scenografia mi s-a părut foarte bună. Da, da, lucrat la videomapping Ciprian Gavru și iar Roman Malai, regizorul, un tânăr din Chișinău, un tânăr foarte talentat care a avut oportunitatea de a lucra la noi, cred că primul lui spectacol în România. Și urmărim, va mai face, va mai lucra și cu noi. Suntem în secolul 21 și trebuie să profităm de beneficiile științei, tehnicii, a luminilor, a digitalului în general. Pentru că trăim într-o lume digitală, fără să vrem. Suntem racordați la digital foarte mult din viața noastră. La finalul emisiunii, o întrebare care este adresată amândurora. Cum facem să atragem lumea spre să guste? Pictura, să guste, teatrul, mai mult decât până acum. E foarte greu. Din punctul meu de vedere, este o vreme ingrată, pe de-o parte, dar poate fi șansa de a reveni la o normalitate pierdută. Oamenii erau foarte grăviți, erau într-un tăvălug al timpurilor în care uitau de artă. Acum poate au timp să citească. Dacă au timp să citească, vor avea timp să se ocupe și de artă, pentru că vă dau un simplu exemplu, durează 10 secunde. Acum foarte mulți ani, când trăia marele actor Toma Caragiu, a fost întrebat de o reporteriță: maestre, se poate trăi fără artă, fără teatru, așa în general? Iar Toma i-a spus: da, domnișoară, se poate trăi. Dar ce să explic? Dar nu merită. Da, exact, despre asta este vorba. Și sunt multe exemple de genul ăsta. Oamenii vor înțelege la un moment dat rostul vieții și ce înseamnă frumos, ce înseamnă estetic, care e valoarea banului, care e valoarea sănătății. Vor prioritiza. Fiecare își va prioritiza viața, cei care gândesc câte un pic. Și îți vor da seama de însemnătatea lucrurilor. Că însemnătatea lucrurilor este cea pe care le-o dăm noi. Iar arta în general, teatru, ieșirea în comunitate pentru un spectacol sau un vernisaj, vor avea alte semnificații pentru ei. Eu sunt convins că suntem pe drumul cel bun, mai ales că din istorie știu, din experiența ciumei, holerei, după aceste pandemii îngrozitoare, artele au explodat. Nu pot să nu întreb și lucrul acesta. Se spune că arta hrănește sufletul. Eu zic că arta vindecă. Sau vindecă sufletul, da. Dar îl și hrănește. Și îl hrănește, timp. Sigur. Dacă e să luăm sintagma arta hrănește sufletul și arta nu mai este foarte căutată în zilele noastre, în era digitalului și așa mai departe, asta înseamnă că nu mai avem suflete flămânde sau că nu mai avem suflete deloc? Suntem goi pe dinăuntru. Cine răspunde? Cine doriți, în ordinea în care doriți. Nu știu, zic și eu, acum mi-a venit întrebarea asta. Da, e un roman, sunt niște suflete pierdute. Eu cred că am devenit tot mai goi, din păcate. Nu cred. Eu zic că părerea mea că piramida nevoilor s-a schimbat un pic. Și care ar fi acestea? Cum s-a schimbat? Păi de la nevoile de bază la nevoile de vârf, să spunem. Și acum prioritare sunt nevoile de bază. Că trebuie să trăim, trebuie să supraviețuim acestor vremuri și arta s-a decalat un pic cu câteva trepte, dar nu cred că am pierdut totul. Este doar o perioadă intermediară, de tranziție, să o numim. Părerea mea. Da, sună frumos ce spuneți. Și în cutia Pandora, am mai discutat asta cu mai supărănitescu, a rămas ceva până la urmă și trăim cu ea. Da, important este să nu-i pierdem pe artiști. Am înțeles. Ce le transmiteți pe final de emisiune celor care ne-au privit până în acest moment? Mai e foarte puțin. Haideți la ora 2 în foaierul teatrului, cât mai este deschisă această sală. Și până în data de 5, nu? Și până în data de 5, iar din 5 expoziția se mută la Hunedoara, la Galeria Corvinu. Iar în ceea ce privește teatrul, așteptăm... Așteptăm vești și cât de curând o să fie deale carnavalului. Ce le transmiteți celor care... s-au uitat la dumneavoastră până acest moment? Îi aștept cu drag la oricare din expozițiile mele pe care le voi avea în zonă sau în țară și
și eu sper că ceea ce am încercat eu să transmit prin arta mea să fie înțeleasă și până la urmă spectatorul, publicul este cel care ne oferă un feedback permanent și continuu și corect în ceea ce ne privește munca. Deci avem nevoie de public și noi. Firește. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Ar mai fi fost foarte multe lucruri de discutat, dar cu siguranță într-o altă emisiune. Un singur lucru pot să mai spun. Mă rog. Da. Deci artiștii sunt așa ca pe o balanță. Aici este publicul și aici în partea asta sunt artiștii. În partea artistului este prăpastie. În momentul când publicul nu echilibrează balanța, artiștii se duc, dispar. De asta trebuie să vină oamenii și să susțină artiștii. Pentru că poate mai presus de bani, aplauzele și aprecierea sunt enorme, mai da, foarte importante, da. Stimați telespectatori, maestrul Mihai Panaitescu, directorul Teatrului de Artă din Deva și domnișoara Clara Pădurean, artist plastic, au fost invitații noștri la Fotoliu cu Ghimb. Vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă mai aștept și altă dată. Noi vă mulțumim și vom mai veni. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Vă doresc numai bine.